În cadrul măsurii 121, modernizarea exploatațiilor agricole, au fost depuse spre finanțare la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare 16 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de peste 600.000 de euro. Un proiect de succes din această măsură este următorul. Stelian Vasile Chiș, prin programul Leader Gal Sud-Vest, a reușit achiziționarea unei combine de recoltat performantă New Holland 220-260CP, un header pentru plante păioase, un header pentru prășitoare și un încărcător frontal cu cupă pentru cereale. Ajutorul public nerambursabil a proiectului este de 139.950 de euro. Prin programul Leader am achiziționat o combină, trei mese, masă de grâu, cu header special de rapiță, o masă de porumb și o masă de floarea soarelui specială. Și un încărcător telescopic care vine în tranșa a doua.